Bun găsit, stimați prieteni, la Proces Verbal, vă spune Bogdan Enache, dragi prieteni, o ediție specială. Ne aflăm în Mizil, un oraș despre care eu știam că este trist, un oraș în care nu se întâmplă nimic, un oraș fără investiții importante. Alături de mine se află primarul orașului Mizil, domnul Silviu Negraru. Vă mulțumesc, domnule primar, bine v-am găsit. Bine ați venit. E adevărat, vă spun sincer, de când am intrat în Mizil și înainte am avut o scurtă discuție cu domnul primar, s-a schimbat percepția. Vă spun doar două cifre, peste 153 de milioane de lei, deci peste 30 de milioane de euro în ultimii 8 ani de zile, investiții în comunitate. Vorbeam cu domnul primar despre faptul că educația și sănătatea sunt priorități la Mizil. Vom vorbi, vom merge și la școală, vom merge și la, și la spital. Domnule primar, spuneți-mi, vă rog, eu știu de mulți ani, de 20 de ani, că Mizilul avea drumuri proaste. De la primărie până aici am mers pe drumuri bune. Adică se și vede, nu trebuie să o spun, să o spun eu. Spuneți-mi, vă rog, la ora actuală, cum ați evalua, care este stadiul, din punctul de vedere, al investițiilor în drumuri. Toată confortul, viața, calitatea vieții, de fapt, a unui cetățean se măsoară în drumuri bune, într-o școală bună, într-o instituție de cultură bună, într-un sistem de sănătate bun. Am promis la începutul primului mandat, da, că voi face tot posibilul să fac infrastructura rutieră undeva la un nivel de an 2020. Aici vedem una, două, trei, patru străzi asfaltate în mandate, în cele două mandate ale mele. Cele din spate sunt deci recente. La nivel de Mizil, în momentul ăsta, sunt 30 de străzi care au fost de pământ și sunt asfaltate. De pământ sau de pământ. Cu asfalt prost? În primul mandat au fost 30 de drumuri asfaltate, erau de pământ, nu aveau nici măcar piatră. Deci nu aveam o impresie proastă despre Mizil atunci. Nu. Inclusiv această stradă e asfaltată, cred că în primul mandat. Doamna directoare de la școala numărul 2 mă ruga atunci să-i fac un trotuar, că erau numai bălți. Domn primar, mă, atât măcar să-mi face și mie trotuarul, să nu mai ajungem, facem naveta și să nu mai ajungem la școală murdar. De altfel, copiii din cartier, e cartierul de romi în zonă, au reclamat, părinții au reclamat permanent. Domnul primar nu ne primește la școală cu copii pentru că vei plin de noroi. Deci vorbim despre anul 2016, nu vorbim despre anul 1980. Vorbim de 2016, suntem în 2024 și încă nu sunt finalizate. Astăzi am bucuria să semnez autorizația de construire pentru încă 30 de străzi, ceea ce va însemna nicio stradă neasfaltată la Mizil până anul viitor, pe vremea asta. Asta este o știre, ca să-l citesc pe domnul, știu. Să-l citesc pe domnul Cristoiu. Nu, deci Mizilul nu va avea nicio stradă fără asfalt, peste un an de zile. Da. Deci, la infrastructura rutieră, în afară de cele patru străzi care sunt parte din proiectul de îmbunătățire a calității vieții, da, Țepeș-Vod, Zorile, Vișinului și Griviței, da, celelalte sunt din fonduri nerambursabile de la Guvernul României, deci nu sunt europene. Nu sunt fonduri europene. Nu sunt nici fonduri proprii. Înainte, spuneați, v-am întrebat cum a fost mandatul și spuneați, domnule, când am intrat în primărie... Sănătate, Vieră. Când am intrat în primărie, nu erau bani pentru funcționare. Și aș dori, fiindcă fără bani, nu poți, în administrația locală, să faci lucrurile mari. Poți să îmbunătățești pe aici, pe acolo, să spui o amprentă, exact, dar nu poți face lucrurile mari. De genul asfaltat 70 de străzi, de genul utilități de calitate, spital și așa 100, mai departe. Îmi cer scuze că întrerup. 150 de milioane de lei noi înseamnă undeva la 30 de milioane de euro. Da. Bani pe care din economiile unui buget local nu puteam în cei 8 ani de zile să-i aduc în investiții. N-aveam cum. Nu, cam, cât, nu-mi permit. Cam care este bugetul de investiții al orașului? Probabil că un 2 milioane de lei, 2-3 milioane de lei din bugetul local, da, din ce se adună de la oameni. Da.
Undeva la 2-3 milioane de lei am reușit să putem face, de exemplu, 3 km. Pe an? Pe an, da. Asta înseamnă 600.000 de euro, domnule primar. Doar 600.000 de euro. Atât. Și aici vorbim despre 30 de milioane, înseamnă de fapt pentru 50 de ani. Cam așa, cred că s-o cotezi bine. Nu știu, m-am pierdut în cifre. Eu putem vorbi despre fiecare proiect în parte. Când a fost depus pe ce axă, de în cifre n-am mai reținut. Dar de unde? Dar de ce ați fost atât de hotărât să accesați fonduri externe? Fie că vorbim despre fonduri guvernamentale... Păi era o singura șansă. Nu puteam din bugetul local, am văzut de la început, pentru că din bugetul local asiguram în primii ani doar funcționarea și atunci, cât țâiam, am zis, singura șansă pentru Mizil sunt fonduri nerambursabile. A fost un proces greu? Funcționarii erau obișnuiți? Nu era o problemă. În spate am o echipă de oameni care muncesc. Eu știu că, în general, funcționarii dintr-o primărie, dintr-o administrație publică, nu sunt văzuți foarte bine. Pot să spun că și eu am avut aceeași imagine la anii 2016. Da, că lucrurile nu funcționează foarte bine în interior. Nu, oamenii chiar mă ajută foarte mult și n-aș fi făcut nimic fără ajutorul lor. E o echipă bună, eu zic că avem o echipă bună. Bineînțeles că în orice echipă mai sunt și oameni mai puțin buni. Da. Sunt și unii foarte, foarte buni. Dar în momentul ăsta eu zic că lucrurile funcționează bine. Și fondurile bine. Europene, fondurile guvernamentale, acei bani, acele fonduri externe care de fapt dezvoltă Mizilul. Mizilul nu este dezvoltat, nu puteți dezvolta din bugetul propriu. Clar. Dezvoltați cu fonduri. Cum sunt atrase? Ați apelat la firme sau avem și firme de consultanță, da? Clar, pentru că ne depășește. Noi în momentul ăsta avem 5 funcționari la investiții, la biroul de investiții. 5 funcționari la, cred că sunt peste 15 proiecte în derulare, în diferite stadii. Nu poți cu 5 funcționari să faci lucrul ăsta și achiziții și... Și atunci ați apelat peste... De fapt ați apelat la tot, și la funcționari proprii, absolut. Și la... Bă, oricând, Bogdan, când vrei tu. În momentul ăsta fac filmăm altceva. Domnule primar, peste 30 de milioane de euro banii atrași din fonduri externe. Vorbeați înainte despre faptul că vedeți în Mizil un oraș, un alt fel de oraș. Doriți să schimbați imaginea. Clar. Dacă vreți procentual, cât la sută e Mizilul în 2024 față de Mizilul la care visați dumneavoastră? Sunteți născut, crescut aici, copilul aici, soția aici, cât la sută este Mizilul? Probabil undeva la 60%. Doar 60%? Din ce îmi doresc, da, pentru oraș. Doar 60%? Atât. Mai sunt multe lucruri de făcut. Eu compar întotdeauna o primărie, o compar cu o casă. Eu locuiesc la casă. La casă nu se termină niciodată de muncă. Și comparați Mizilul cu casa dumneavoastră. Exact. E casa mea. E exact așa o gândesc. Stai că trebuie schimbată canalizarea. Gospodărește. Înainte de a fi inginer agronom, sunt gospodar. Și întotdeauna gândesc ca la mine acasă. Ce mai trebuie pentru casă? Bine, e la un alt nivel, cu totul și cu totul alt nivel, iar la acum 8 ani nici nu gândeam că voi fi la nivelul la care sunt acum. Sunt multe lucruri făcute pe care nici nu le-am visat la 2016. Centura Mizilului în momentul ăsta n-am făcut-o eu, a făcut-o Consiliul Județean. Vorbeam de infrastructura rutieră. Da. Va rezolva o mare problemă a orașului. E tranzitat de tot traficul către Moldova. Am văzut. Deci este una. E rupere. Mă bucur că s-a putut realiza. Nici n-am visat-o. O spun sincer, dar o să o avem. Până în toamnă o să fie gata. Și ce va însemna centura Mizilului? Că tot traficul greu... Tot traficul greu va ocoli orașul. Și toți cei care nu au treabă în Mizil. Exact. Exact. Și asta vă bucură? Mă bucură pentru că asta înseamnă un DN care va intra în patrimoniu ca și proprietate, va deveni proprietate publică a orașului Mizil și putem să o administrăm și putem să facem niște lucruri frumoase pentru orașul nostru. Un loc de promenadă, cum e în Ploiești, bulevardul din sud, cu pomi, cu locuri de parcare frumoase și un trafic mai lejer.
Am o comparație. În momentul ăsta, de ce? Aseară am fost la Buzău. Îmi place să mă duc la Buzău la cumpărători. E mai puțin aglomerat. Și de ce? Pentru că tot centrul Buzăului, Bulevardul Mare, Bulevardul Dacia... Hai, pune și noastră, Gazpopoc, așa... E o splendoare, deci nu e nicio mașină parcată pe stânga, pe dreapta. Poți să vezi, dintr-o dată poți să vezi ce se întâmplă pe lângă tine. Până acum vedeai numai trafic, acum vezi și tu. Sunt blocuri, sunt frumoase, unele sunt urâte, gri, așa cum apare, dar vezi, le și, poți vedea. Și în perspectivă tot... Cam asta visez pentru orașul ăsta, un oraș cochet, exact ceea ce este și ce a fost. A fost un oraș cochet unde venea caragiale, vreau să o felicit public pentru faptul că fosta clădirea fostei primării, o clădire de patrimoniu, o clădire cu o însemnătate istorică deosebită, ați reușit, administrația pe care, da, administrația din Mizil a reușit să ciocăniți la ușile care potrivite, să aveți răbdare, să faceți proiectul astfel încât să arate cum arată acum, reabilitată. Acolo au fost Ion Luca Caragiale, au fost Eminescu, aparține fostului primar Leonida, care, al Mizilului, care a donat casa comunității locale. Ce mare lucru! Este wow! Deci a trebuit pus accent, pentru că în orașul ăsta sunt două lucruri mari donate de către oameni ai Mizilului. Liceul Tase Dumitrescu e donat. E primul liceu din oraș, este donat de către o familie de băieți. Avem Băile Boboci, pe care le am în plan pentru reabilitare, donate. Primăria veche donată, ceea ce... Înseamnă că au fost oameni care au iubit orașul ăsta. Oameni care s-au îndrăgostit de comunitatea noastră. Noi avem o comunitate foarte frumoasă. Din păcate avem o imagine urâtă. Din păcate. Mi-am dorit întotdeauna o imagine frumoasă a orașului, nu urâtă. Pentru că dacă intri, ai răbdarea să intri pe stradă. Și dacă ai răbdarea să iei contact cu comunitatea noastră de romi. Sunt oameni ca și noi, nu sunt, sunt oameni de nota 10 cu care te poți înțelege. De altfel, la un raport al poliției de anul trecut, n-aveam nicio infracțiune gravă. Că era o amendă pentru trecere de pietoni, nu știu pe unde. Amenzi. Asta și la Bruxelles se întâmplă, da? Oriunde. Dar nu erau tâlcării, nu erau violuri, nu sunt probleme mari, nu sunt lucruri... Deci visați la un oraș, la un Mizil, la Mizil, oraș cochet. Da, asta îmi doresc. Am modele destule în țară. Sunt orașe cochete. La dimensiunea noastră, mai micuți. Dar asta îmi doresc, un oraș cochet. Noi suntem și foarte bine amplasați. Aproape de București, aproape de Ploiești, aproape de Buzău. Aproape de litoral, aproape de munte. Așa este, poziția geografică. Noi avem așa, 30 de kilometri, 30 de kilometri Ploiești-Buzău. 100 de kilometri București. Până la munte încă 100 de kilometri. La mare 200 de kilometri. Lucruri care sunt nemaipomenite. E clar că iubiți orașul ăsta, adică... Avem dealurile cu vie, avem animale în zonă, să cresc animale, avem cultura mare, deci e o bogăție în zonă. Și va fi din ce în ce mai bogată. Zona asta va fi bogată. Eu așa cred și așa sper. Vorbeați mai devreme despre faptul că liceul a fost donat și vorbeați și despre faptul că educația reprezintă pentru dumneavoastră personal a fost una dintre prioritățile și este una dintre prioritățile administrației locale. Vă propun, domnule primar, să mergem la liceu, să vedem ce se întâmplă, ce s-a întâmplat, ce se întâmplă și ce se va întâmpla. De asemenea și la grădiniță. Ne revedem imediat, dragi prieteni. Domnule primar, ne aflăm lângă grădiniță. Înainte de a vorbi despre grădiniță, îmi spuneați, domnule Enache, aș vrea să rămână tinerii în oraș și părinții să-și dea copiii la școlile din oraș. Aici e foarte simplu de zis, dar niciun părinte nu-și dă copilul la o școală dacă la acea școală nu se îndeplinite două condiții. Și anume, o infrastructură bună și personal didactic de calitate. Spuneți-mă, rolul la ora actuală, cum ați evaluat? Ce notă ați da sistemului educațional? Mă refer aici la școală, grădiniță, internat, o să îl vedeți, dragi prieteni, din Mizil, acestui sistem. Ce notați de la ora actuală? Un 8-9, mai e loc încă de făcut treabă
și sunt proiecte deja în lucru pentru celelalte școli. N-am cuprins tot ce înseamnă învățământ la nivel de Mizil. Lângă noi e o școală gimnazială, de învățământ gimnazial și primar. Nu am clase suficiente pentru cererea de cadre. Da. Am bucuria să spun că la Mizil avem profesori buni. Și de altfel, fiul meu a făcut liceul la Mizil. A luat la Caragiale, în clasa 9, a stat un semestru și l-am adus la Mizil. Am zis, bă frate, tu vii mor de acolo. Făcea naveta în fiecare zi. De ce? Că avem în Mizil de toate. Și, sincer spun, cu atâtea probleme, cu actuale, că sunt actuale, cu droguri, cu... Da, cu altele, da. Cu altele, la Mizil nu sunt probleme, cel puțin nu... Măcar nu la același nivel care sunt în alte orașe, că nu avem... Nu vreau să spun în altă parte. Ce a reușit administrația să facă pentru sistemul educațional? Eu zic că am făcut mult. Fiecare școală a beneficiat de sprijin. De altfel, la 2016 aveam mai mult de o jumătate de ani neplătite în naveta profesorilor. Deci ați pornit de la minus, nu de la zero. Am pornit de la minus. În momentul ăsta, aici vedeți o investiție foarte mare. E prin o bucurie a mea, pentru că iubesc copiii, exact cum v-am spus puțin mai devreme. În partea cealaltă va fi, e o investiție deja, e un teren de sport cum trebuie. Va fi o investiție frumoasă. Să fim sănătoși. Eu cred că ne iubește. Sunt sume importante. Sume foarte importante la școala numărul 1. Probabil că va fi undeva între 3 milioane jumate de euro și 4 milioane. Școala dar nouă. Ce se va întâmpla? Aveți construit de la zero? Da, dacă n-am vrut să vorbesc, dar... A zis... În momentul când vorbesc despre lucrurile care se întâmplă în oraș, exact cum am spus, țin foarte mult la ce se întâmplă. Toate proiectele sunt de suflet, nu sunt doar a asigura o infrastructură. Fiecare loc are o poveste. Aici, exact cum vă spuneam, când am văzut copiii în 2016 că stăteau pe niște lăzi de bere la începutul anului școlar, am zis, nu se poate așa ceva, suntem în 2016. Erau mai mulți decât aveau mobilier. Decât scaunel, da. Decât mai mulți copii decât scaunel. Da, erau 34. Eu nu știu, eu am zis, educatorile erau și sunt eroine. Păi să faci față la 34 de copii, mă dați seama. Și mici, care merg la veciu, care fac pe ei, care plâng după părinți. Să nu ai nici spațiu sau măcar mobilier. Extindere, îmi povestea ceva despre da, aici extindere. Extindere. Deja aici visez, nu visez, deja se întâmplă, va fi creșă. Deja noi avem o cantină, când o să mergem la interior o să vedeți, o cantină, asigurăm hrană, avem program prelungit. E important pentru părinți. E nemaipomenit pentru că tinerii cu asta se confruntă, nu au cu cine să lase copiii. Și na, după 2 ani de zile, după ce a făcut 2 ani de zile copilul, trebuie să începi să muncești. Internatul. De ce a spus accentul pe acest obiectiv și au fost investite și sume importante de bani? Care e rolul internatului sau cum îl vedeți? Internatul e un ansamblu la liceul tehnologic, am făcut mai multe investiții. A fost așa, prima prin PNDL a fost clădirea, extinderea de clădire pentru a avea laboratoare, pentru a avea tot ce trebuie în liceu. Și după care internat... Laura Tolă, scuzați-mă, sunteți mulțumit de nivel? Da, la liceul tehnologic nu mai am ce face aici, chiar e... Ba da, mai am ce face, dar aia nu pot să vă spun. Aia e, o să vă spun altă dată. Și va fi făcut. Eu sunt și inginer agronom, m-am axat foarte mult pe învățământul profesional. Acum se construiesc 8 săli de atelier cu toate dotările. Și noi avem undeva la 60 de copii care fac învățământ profesional dual. Asta înseamnă că, pe lângă faptul că învață o meserie și câștigă niște bănuți. Și se pot lega de operatorii economici din zonă, ceea ce e mare lucru. Mai mult de atât, orice agent economic care își dorește să facă o investiție la Mizil, își poate pregăti forța de muncă.
ceea ce e foarte important. Foarte important. Da. Deci acesta este internatul se mi-a dus de... aceasta e cheia la internat de fapt. Internatul de fapt, eu știu așa, din 2800 de copii, 2700-2800 de copii care sunt la nivel de mizil, la liceu teoretic sunt 750. Din 750, nu teoretic, liceul tehnologic. Da. Din 750, mai mult de jumate sunt din localitățile din împrejurim. Și au nevoie, adică deja e greu să-ți faci jos de... E plin la ora actuală? N-a fost niciodată plin din 2016 până acum, va fi plin din toamnă. Încă nu-i finalizat, mai am dotările să le achiziționez, dar din toamnă va fi plin. Cu mobilier nou? Cu tot, o să vedeți ce e înăuntru, cu climă, cu sală de studiu, cu baie, cu mașini de spălat să-și spele hainele. Tot confortul... Trei oameni, trei copii în cameră, cu fiecare cu birou, cantină nou-nouță, făcută, deci e undeva un, o să vedeți, e undeva ca un hotel de 3 stele, pentru că sunt camere foarte mari, foarte generoase, totul e pe consum minim, o să avem și panouri deasupra, sunt multe lucruri, nu o să am nici consumuri foarte mari. De altfel, am câștigat și eu mie și liceul agricol are undeva la 500 de porții, asta de curând, 500 de porții masă caldă la ora 12. Gratuit. Pentru elevi? Pentru atragere, pentru elevi, da. Gratuit? Gratuit, da. Asta e de curând. De la Ministerul Educației, bineînțeles, da. O să ne ajute, pentru că o să am 100-110 copii, în plus față de ce am acum, 750, pentru că sunt foarte mulți care nu veneau la Mizil pentru că nu aveau cazare. Dacă veneau de la Neie, se duceau la Buzău, că acolo aveau un internat. La Mizil nu aveau internat. Acum o să aibă. Mie mi se pare extrem de important, mi se par două lucruri importante. Faptul că există un învățământ dual și România are nevoie de meseriași, de așa cum știam noi meseriași înainte. Și doi la mână că Mizilul, din punct de vedere educațional, este un centru regional, așa. Pe această regiune a Prahovei, celelalte, adică comunele din împrejurimi, iată copiii din acele comune vin la Mizil unde învață o meserie, unde pot locui, când aveta zilnică e grea, unde au asigurată o masă caldă gratuită la prânz. E important, e foarte important, pentru că în momentul în care copilul pleacă de lângă părinți, e mai greu să-și facă de mâncare. Și câștigă și niște bănuți, adică este, mi se pare că se închide cercul. E un cerc cu logică făcut. Deci acest proiect e gândit de mine în 2017, când am demarat cu învățământul profesional dual. La vremea respectivă m-am lovit de o chestie. Totdeauna live motivul în Mizil e, nu sunt investiții, nu avem unde lucra. Și am zis, bă frate, hai să aduc investitori, hai să vorbesc cu investitorii. Și primii investitori care au venit la Mizil, la vremea respectivă, m-au întrebat, aveți forță de muncă? Și eu am spus, forță de muncă câtă vreți. Și că aveați din partea oamenilor. Primar, calificați. Am nevoie de... Eu zic că au lucrat pe la MFA niște oameni calificați. Măi, că oamenii aia care au lucrat la MFA, la Relaxa, sunt în vârstă, sunt pensionari sau nu mai sunt. Nu mai găsesc un maestru care să măcar să-i pregătească copiii. Da. Lucrez la învățământul profesional am oameni pensionari. Deci cadre didactice pensionari. Păi și pregătesc copii. Să le dea Dumnezeu sănătate, cât ori mai putea să fac. Deci ați reușit să am și cadre. Și atunci am zis, bă, se întâmplă ceva. Noi ne văităm că n-avem unde să lucrăm, dar de fapt noi nu oferim nimic. Ca să poți să câștigi un salariu mai mare, trebuie să ai o calificare. Cu cât ești mai bine calificat, că înseamnă învățământ profesional, că înseamnă o diplomă de liceu, că înseamnă o diplomă universitară. Ai o șansă în plus. Ai o șansă în plus. Ai ce oferi. Ești căutat. Nu? Și există un parteneriat la ora actuală ca să... Am mai multe parteneriate. Deci între agenții economici. Am mai mult. Deci eu am pregătit sudori, am pregătit operatori, am operatori numerici. Cu Arcade a avut o clasă
cred că și acum funcționează, 20 de copii pe care el, din, cu forțe proprii, că jumate din fonduri sunt puse de către agenții economice. Sunt private. Private, da. Deci oamenii sunt interesați să-și, să-și educe copii. Neavând un contract cu ei, vin, fac pregătire și poate să plece oriunde. Dar măcar lucrând într-o fabrică, văd despre ce vorba. Și au șansa unui serviciu, adică clar, îi se oferă un loc de muncă. Da. Clar. Deja sunt câțiva angajați și am avut surpriza la un moment dat. Un copil care a luat 10 pe linie la examenul de clasa 8-a, nu s-a dus la liceu, a venit la învățământ profesional dual, pentru că și e sudor acum, probabil că e unul dintre sudorii buni, pentru că a zis, ce-mi trebuie, sunt destui ingineri, sunt destui... E rar, se întâmplă rar acest nu, și eu am rămas mască. De obicei, părinții își doresc pentru copii să... aibă minim două facultăți, da. Da, da, da. Cam așa se întâmplă. Care sunt planurile cu sistemul educațional din Mizil? Celelalte sunt 2700-2800 de elevi sau de copii în sistemul educațional. Reprezintă o sumă, o cifră extrem de importantă. Care sunt planurile apropo de celelalte școli, grădinițe sau cam lucrurile se cam deci așa? În fiecare, în fiecare școală am venit cu investiții nu consistente ca aici. Dar am venit cu aer condiționat, cu plasme la liceul teoretic, unde am făcut și eu liceul. Și am și anumite proiecte pentru liceul teoretic, un anumit proiect, l-am arătat. Da. Dar n-aș vrea deocamdată să vorbesc, pentru că de obicei oamenii s-au obișnuit. Eu când vorbesc despre ceva, deja e făcut. Fonduri bănuiesc că tot externe. Nu mai pe fonduri externe, sunt... Sunt sumele prea mari pentru, pentru bugetul local. Probabil că la liceul teoretic o să fie de 4 milioane jumate de euro. Conținerea în care bugetul pentru investiții anuale de 600.000 de euro, spuneam un pic mai devreme. Da. Aș doar în vreo 7 ani, fără să faceți nimic, ar trebui să investiți acolo. Vă propun, domnule primar, să mergem să vedem o altă direcție, care de fapt definește calitatea vieții într-o comunitate și aici mă refer la sistemul de sănătate. Înainte să trecem la sănătate, vreau să spun că n-am vorbit de școala numărul 2 care este reabilitată și unde nu mai am terminat, aproape mai am să iau dotările, să cumpăr dotările în toamnă, copiii vor învăța într-o școală ca și nouă. Dotări la nivelul anului 2024? Da, da, da. Cu table inteligente, cu tot ce trebuie. De altfel și aici, la fel, sunt cu calculatoare, cu... Mă mândresc să spun, am locul 3 anul trecut pe țară, olimpic, de la Mizil. Pot să mă mândresc cu mizilenii mei. Copil plecat de la Mizil, nu plecat de la Caragiale sau de la... Aveți cu Caragiale și cu LMV, da. Sau Cuza. Dar este o realizare pentru Mizil, iată un olimpic. Da. Sunt profesori buni. Deci avem profesori buni. Avem cadre didactice chiar dedicate. Și eu zic că și copii foarte buni. Iar primăria trebuie să facă, să asigure acele condiții și copilor și cadrelor didactice, astfel încât să poată să-și desfășoare activitatea într-un mediu cât mai prietenos, cât mai... Dacă oamenii n-au înțeles de ce n-am făcut totul în cei 8 ani de zile, că sunt lucruri de făcut la nivel de oraș, e loc de mult mai bine, de parcuri mari, de... Aveți și asemenea proiecte cu parcuri mari? Gânduri, nu proiecte. Gânduri, nu proiecte. Gânduri, da. Îmi doresc lucrul ăsta, dar... Un parc mare pentru Mizil? Da. Atâta timp cât am suferit, până în momentul ăsta am suferit de o grădință care nu era la ce Ulăs trebuie. De bere, da. Așa au fost condițiile la vremea respectivă. Erau mai mulți copii decât... Da. Ghinion. Acum mi-e drag să intru și o să vedeți. O să vadă și au văzut deja. Școlile au beneficiat în momentul ăsta. Au fost din fonduri nerambursabile. Încheiem anul ăsta tot ce înseamnă drum neasfaltat în Mizil, ceea ce e o provocare, pentru că la un moment dat stăteam de vorbă cu cineva la o discuție undeva într-un cartier Dallas și le spuneam cum n-am făcut nimic. Că unii dintre oameni spun, ce ai făcut? N-ai făcut nimic. Cum n-am făcut nimic? Zic, v-am asfaltat strada.
acum, de recent, v-am asfaltat. Aia, păi, la 2020 e normal să avem asfalt. Și așa este. Până la urmă, nu, sunt lucruri care sunt, ar trebui să fie normale. Aici dar n-au fost. Aici sunt două... Aici este un aspect foarte important, domnule primar. Foarte puțini dintre noi, românii, cunoaștem faptul că din bugetul unei localități, între 6 și 9% reprezintă taxele și impozitele pe care noi, persoanele fizice, le plătim. Adică, impozit pe casă, pe mașină, pe teren, pe apartament, pe ce avem noi, reprezintă între 6 și 9% din bugetul total. Restul sunt taxe și impozite la agenți economici, da? Da, acel IGV, așa mai departe. La, în cele mai multe localități din Prahova, dar și din România, nici cu acele taxe de la agenți economici, bugetul evident că nu ajunge, fiindcă avem niște repere. Sinaia, Cluj, Alba Iulia, Buzău, când vă văzați un pic mai devreme. Și oamenii evident că merg acolo și zic, bă, vrem și noi ca și acolo. Dar dacă bugetul primăriei nu are bani suficienți, nu este unul bogat, evident că sunt două variante. Ori administrați doar acel buget, ori primăria, primarul, că primarul de fapt dă tonul, cum se spune, spune, hai să ducem bani. Și de asta m-a bucurat când am auzit acea cifră, 153 de milioane de lei în 8 ani de zile, 30, peste 30 de milioane de euro, bani din fonduri externe. Mi se pare esențial la Mizil. Da, cu asemenea fonduri, cu asemenea bani, se fac și străzile, se fac și spitalele, se fac și grădinițele, și școlile, și internatul, și lucrurile se leagă între ele. Ideea, ce vreau să spun și oamenii să înțeleagă, că am trebuit să pun, să prioritizez anumite investiții, pentru că n-ai cum să le faci pe toată odată. Și am investit foarte mult în învățământ, în sănătate, în infrastructura rutieră. Pentru că e normal celelalte de parcuri și de se pot face în continuare, dar acum scăpăm de o mare apăsare, pentru că dacă le făceam, da, nu puteam să le facem din bugetul local, nu trebuia... Niciodată, 600.000 de euro. Mie, adică cifre, vorba prietenului Ștefan Mandachi, cifrele nu mint. Dar cu 600.000 de euro nu poți să faci lucruri de 10 milioane. E simplu. Vă propun, domnule primar, să mergem să vedem sistemul de medical, cum arată, fiindcă se tot vorbește aici. Oamenii au nevoie de școală bună, de un spital, de cadre medicale pregătite ca să trăiască acolo, sau nu, să plece către alte orașe. Revenim imediat. Domnule primar, am ajuns, iată, la sistemul de sănătate din Mizil. Ca mizilean vă întreb, cum îl catalogați? Acum 6-7, probabil că în august, undeva la 9, și dacă va mai fi un proiect aprobat, va fi de 10. În spatele nostru, dragi prieteni, se află o clădire nouă, nouță. Da. Ce a făcut administrația din punct de vedere al actului medical? Sau al sistemului de sănătate, de fapt? Care a fost concepția dumneavoastră? Concepția mea a fost următoarea. Medicii, în momentul ăsta, au salarii, caută spitale cu dotări, cu o infrastructură cum trebuie. Da. Ai spitalul aranjat, ai și medici. Nu ai spitalul cu toate dotările, nu vin nici medicii. Și, ca atare, sunt două proiecte în implementare. Aproape gata ambulatoriu, pentru că ambulatoriul funcționa și încă funcționează la vreun kilometru de spital. Și nu era în regulă, avem spațiu suficient în curtea spitalului pentru a face un ambulatoriu. Ambulatoriu la un kilometru, ok. Asta e realitatea, da, despre ce vorbim. Și clădirea veche în 2017 a fost primul proiect de eficiență, primul proiect pe fonduri europene pe care l-am depus în primul mandat al meu. Și de altfel primul proiect cu care am debutat investițiile la Mizil a fost spitalul. Am ținut foarte mult, chiar dacă a costat foarte mult. Sunt foarte mulți bani și din bugetul local, pentru că e o clădire de 100 de ani. A trebuit să-i fac, pe lângă eficiența energetică, a trebuit să fac și consolidare. S-a schimbat acoperiș, s-a făcut sistemul de ventilație la standarde. Deci totul în interior este la standard. În momentul ăsta... Sunteți mulțumit de condițiile hoteliere
din spitalul de la Mizil, absolut, da? Absolut. De dotare? Și dotare, dotarea în, cu aparatură este în ambulatoriu. Da. Deci fonduri externe, da? Sunt fonduri externe, dar și din bugetul local, pentru că clădirea, proiectul de aici, de ambulatoriu, a fost finalizat, licitația anul trecut, în primăvară, dacă nu mă înșel, într-un an de zile s-a ridicat. Da. Și o parte dintre dotări am depășit perioada de implementare și vor fi din bugetul local. Acesta e cu ambulatoriu. Da. Medici. Aveți criză de medici? Criză de medici este, dar suntem prietenuși cu medicii. Deja, le-am oferit cazare, le oferim... începând, cred că din 2018 am început să plătim celor care vin de la București, le plătim o parte din navetă, decontăm navetă. Sunt și medici din București care da, profesează la... Da, avem medici din afară și chirurg și avem un medic chirurg foarte bun. Avem o echipă de oameni tineri și buni. Încet, încet, sper ca la Mizil să nu mai fie nevoie ca eu să mă tratez până altă parte, că se fac operații pe ochi, cu laser. Avem oftalmolog care operează la Mizil. Operează și la București, dar la Mizil în momentul ăsta. Medicii ce v-au spus? Ce v-au spus? Mai este nevoie și de alte echipamente? Au nevoie de echipamente. Și vă gândiți, bă, evident, cu din fonduri externe, ca de obicei. Absolut. Costă foarte mult oricum echipamentele medicale. Păi ce îmi doresc acum și ce sper să obțin e să am imagistica pusă la punct. Un CT costă 1 milion de euro. Un computer tomograf. Da. Și de ce să meargă la... O să oferim servicii pentru colonoscopie. Încet, încet aducem la alte standarde. Văd Spitalul Orășenesc Mizil ca un filtru pentru spitalele județene. Cazurile care nu sunt foarte grave să fie tratate, să fie... Vrea să intre o mașină din Buzău. Așadar, cred că sunt și comunele, aflându-vă la granița cu județul, cred că sunt... Spitalul Orășenesc, și eu am accentuat pe la întrunirile AORE, noi, orașele mici, avem bugete mai mari decât comunele, într-adevăr, dar nu suficiente pentru câte servicii oferim pentru populația din comunele alăturate. Am copii, elevi la școală care nu sunt ai mizileni, dar vin la școală la Mizil. Am serviciu de evidență a populației care face buletine pentru localitățile din împrejurim, dar din bugetul local să plătesc angajații și toate cele. Aveți pacienți? Am spital în care mai mult de jumate sunt pacienți din comunele din împrejurim și nu din Mizil. E bine că putem oferi servicii pentru mai mulți, dar întotdeauna ne lovim de o problemă. Noi avem un buget micuț, comparativ cu orașele mari, cu Ploiești, cu București. Da. Și întotdeauna ni se cere să oferim servicii la fel ca și acolo, o bani puțin. Și atunci alergăm pentru fonduri europene ca să putem oferi. Când se vor termina lucrările aici? Când estimați? La ce avem plecat în momentul ăsta, în toamna anului ăsta va fi gata, chiar și cu spațiile verzi. Vă spune și gazon, da? În toamnă. Păi, și gazon, eu mai am și eu cred în Dumnezeu, sunt ortodox și dacă mi-ajută Dumnezeu și nu văd de ce nu mi-ar ajuta, aș vrea să fac și să facem și o capelă pentru duminica, pentru că sunt foarte mulți oameni în vârstă care da. Sunt aici și măcar da. Să... Mai ales, ceva, că, da. Mai ales că preoții din oraș și-au exprimat, sunt disponibili. Cu rândul să fac fiecare duminică. Și poartă numele Sfintei Filofteia. E Spitalul Orășenesc Sfânta Filofteia. De semnalele de la pacienți, de la mizileni, domnule primar, sunt satisfăcătoare din punctul dumneavoastră de vedere. Fiindcă știți cum este. Dacă nu e mâncarea bună la spital, dacă e o problemă, de obicei se sună, toți îl sunăm pe primar. Asta da, asta așa se întâmplă. Deci, indiferent ce s-ar întâmpla, da, primarul e de vină sau primarul e... Nu pot fi satisfăcătoare, încă proiectele în momentul ăsta nu sunt toate finalizate. Sunt semnale bune pentru că văd ceea ce se întâmplă. Vedeți, s-a construit, se construiește, încă nu s-au... finalizat. N-am făcut achizițiile de aparatură. Am bugetat, dar probabil că într-o lună, o lună jumate,
Ambulatoriul va funcționa aici, nu o să mai funcționeze în partea cealaltă. Și e benefic pentru toată lumea. Atunci oamenii sunt mulțumiți. Când văd efectiv de asta, nici n-am făcut o popularizare la ceea ce se întâmplă în Mizil, pentru că m-am obișnuit să spun despre ceea ce fac, nu doar să promit că voi face. Concluzia mea este că Mizilul se transformă. Se transformă de 5-6 ani de zile în sens bun. Banii europeni, fondurile externe schimbă Mizilul. Vor schimba agenții economici și mai mult. Centura care s-a făcut în nordul orașului, de fapt, e tangent cu parcul industrial. Eu sper în momentul ăsta să fie mult mai atractiv parcul industrial, pentru că nu mai e nevoie să treci prin oraș ca să ajungi în parc, unde deja au început să apară investitori. Și atâta timp cât am agenții economici, am bani în buget și pot satisface oamenii, ar trebui să înțeleagă. Ați spus, un procent mic din taxe și impozite. Din buget total, da. E un procent mic. Și foarte mult, consistent bugetul nostru, e un buget mic, dar consistent pentru orașul nostru, îl luăm din impozitul pe salarii. Exact. Am angajați, am buget. Nu am angajați în Mizil, nu am buget. Adică noi 63% din impozitul pe venitul global pe care îl plătește un angajator ajunge în bugetul local Mizil. Și cu toate aceste taxe și impozite la agenți economici, bugetul Mizilului este insuficient ca și al celorlalte orașe pentru a satisface nevoile, cerințele oamenilor. Oamenii călătoresc în străinătate. Au modele și noi nu putem să ne comparăm cu un oraș de la fel ca Mizilul din Bulgaria, de exemplu. Ne comparăm cu un oraș din Belgia. Franța, din Germania, din Belgia, din Olanda. Unde lucrurile stau altfel. Da, și oamenii văd, călătoresc, lucrează acolo și când vin acasă vor aceleași condiții. Absolut. Și atunci este foarte clar că Mizilul nu se putea și nu se poate dezvolta nici în perspectivă decât atrăgând fonduri europene. Mai sunt multe, poate ne mai întâlnim o dată, domnule primar, că mai sunt și alte lucruri. Vă mulțumesc foarte mult de discutat. Și la Mizil sper să veniți mai des, pentru că chiar se vor întâmpla lucruri. Anul întâmplă. Acesta am reținut faptul că se vor finaliza foarte multe, de fapt investiții, nu foarte multe, dar investiții foarte mari. Și importante. Importante pentru viața de zi cu zi a locuitorilor. Că de fapt despre asta vorbim. Absolut. Confortul, nivelul de trai al cetățenilor. Vă mulțumesc, domnule primar, vă doresc succes și ne vom reîntâlni cu siguranță să vorbim și despre alte lucruri. Iar în toamnă neapărat și la școală, la grădință, la internat, la ambulatoriu. Aici vă mulțumesc. Succes. Aici punem punct emisiunii Proces Zero. Vă mulțumesc, dragi prieteni, pentru atenție. Rămâneți sănătoși.